dacă vrem să ne autopropulsăm noi, poate că nu avem aceleași criterii, dar o cooperare între Franța și România ne ajută să știm cam ce ar aștepta Occidentul și cam ce ar surprinde Occidentul dacă este să arătăm ce se face în România. Am de două exemple foarte triste al două persoane franceze, care una este proprietarea unei galerii de pictură și cealaltă este o specialistă în organizarea de evenimente culturale, a făcut un master de management cultural și a fost soția directorului centrului francez de la Timișoara. Deci cunoaște și România, este franțuzoică și i-a plăcut foarte mult perioada în care a trăit în Timișoara și a vrut absolut cu toată dorința și cu tot sufletul să facă un eveniment în care să pună în valoare anumite personalități din arta contemporană română care ar marca arta occidentală din acest moment. Și s-a adresat comitetului de organizare a acestui sezon și i s-a spus că nu se poate, că nu este interesant proiectul ei și a fost înlocuit cu un proiect despre IE. Ceea ce poate e foarte interesant în România, dar în Franța nu cred că are același impact și nu cred că i-ar aduce României atât interes din partea occidentală. Ce vrem noi să arătăm în acest sezon franco-român este că România, cu ajutorul Franței, este propulsată pe scena internațională și este bine cunoscută și chiar apreciată. Deci o ocazie ratată, foarte tristă, și cealaltă persoană este galerista care mi-a spus că a încercat prin cunoștințele ei și reușise să obțină ca România să fie țara pusă la onoare la Târgul de Artă Contemporană de la Paris, Art Paris, care se face în luna martie. Nu a avut niciun fel de răspuns din partea României, niciun fel de nici entuziasm, nici aderare la această inițiativă și cum lucrurile se pregătesc cu multe luni înainte, președintele de la Art Paris, președintele a Târgului de Artă Contemporană de la Paris, a spus: cum nu am niciun răspuns, renunț la România și va fi femeia la onoare anul acesta, adică în 2019. Deci două ocazii ratate și care nu numai că sunt ratate în sine, dar sunt ratate mai ales în ceea ce mă doare cel mai rău pe mine care trăiesc în Franța, este de a vedea că Occidentul nu știe nimic despre România. Nu știu de ce. Și ar fi fost o ocazie ca lumea să spună: ia uite ce se face în România, dar nu știam, ia uite-te. Și de acolo am fi plecat mai departe, am fi adus alți artiști, alte cooperări, alte investiții poate. Și toate au căzut printr-un fel de lipsă de interes, dar și, cred, de un fel de mândrie prost plasată, după părerea mea, în care noi știm tot și nu avem nicio lecție de luat de la nimeni. Și e păcat. Credeți că centenarul e mai degrabă un zgomot, o formă fără fund pentru clasa noastră conducătoare? Doar niște mesaje, banere și concerte la nesfârșit prin toată țara? Cred că vrem să umplem un gol. Cred că este vorba de prezența unei absențe. Era o clasă politică extraordinară care a făcut România mare în 1918-20 și cred că nu ne simțim sau nu se simt la înălțime. Și deci este foarte greu să suferi așa o comparație cu niște giganți ca Titulescu, ca Brătianu, Iorica Dăncilă, voievod.
este foarte greu. Și atunci îmi închipui că, neavând fond, încercăm să umplem cu forma, dar chiar și forma fără fond începe să fie ceva sec și gol. Deci, orice am face, bineînțeles că inițiativele de care vorbeam înainte erau un mod de a promova România și imaginea ei și ceea ce se face de bine în România, dar dacă pe fond România de astăzi, statul de drept, democrația au regresat față de ceea ce exista acum 100 de ani, e greu să ascunzi situația. Avem ce să le spunem europenilor, uitați, sărbătorim un centenar de când a fost România mare și dolodoață, așa, sau nu avem? Tocmai că eu am găsit foarte impresionant gestul lui Dacian Cioloș, care a venit în Franța în 2016, în ianuarie, deci 2 ani buni înainte de centenar, și a spus președintelui Franței de atunci: România nu poate să-și serbeze centenarul fără Franța. Și am găsit că avea un panaș fantastic inițiativa. Dar e păcat, pentru că într-adevăr e trist, e foarte trist. Vreți să vă întoarceți în România și spuneți că România se poate reconstrui, se poate crea un cadru în care cei plecați să se întoarcă și da, să ajungem la un alt nivel. De unde încrederea asta în România de azi că se poate schimba și evolua mai mult? Din acea seară, din 2014, în alegerile la care n-am putut să particip, pentru că m-au împiedicat zbirii de la Paris, de la ambasada României, mi-am spus, am văzut alături de mine o fată tânără de 25 de ani care era revoltată, spunând: mi-au luat dreptul meu de a vota, dar e dreptul meu. Și atunci mi-am spus: suntem pe calea cea bună. Pentru că până atunci nimeni nu găsea că e interesant, e să te interesezi, tot ăia și tot ăia, n-am cu cine să vote. Am văzut un fel de înverșunare, am văzut o rezistență. Hashtag rezist, care a început foarte repede după aia, și îmi spun că acum e momentul, într-adevăr, în care nu se mai poate continua în sensul în care s-a plecat. Văd tineret la Paris și peste tot unde merg, unde întâlnesc români care ar vrea să vină să schimbe lucrurile în România, și îmi spun că dacă am pune umărul să votăm pentru oameni care nu vor decât binele României și nu binele lor, am fi o țară extraordinară, pentru că atâția oameni au plecat și au trăit în alte țări și fiecare ar putea veni cu experiența care au trăit-o în acele țări și să îmbogățească viitorul României cu experiențele respective. Eu personal am lucrat în guvernul francez timp de 25 de ani, deci am niște idei despre cum se organizează un stat, cum se organizează o administrație, și dacă pot fi utilă cu ceea ce știu și cu ceea ce am învățat și aceste experiențe se pot pune în aplicare în România, oricând sunt gata să vin să ajut, bineînțeles. Și cred că sunt mulți, foarte mulți ca mine și mult mai tineri.